Emisiune oferită de Cotnari. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. La mulți ani, pentru că este prima ediție din acest an. Începem anul în forță cu o emisiune dedicată fotbalului. S-au scris multe rânduri în această perioadă despre clubul Politehnica Iași. Încercăm să răspundem în această emisiune la câteva întrebări ale dumneavoastră suporterilor, dar și ale noastre jurnaliștilor. Invitații emisiunii de astăzi sunt Adrian Ambrozie, președintele clubului Politehnica Iași. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și bine v-am regăsit și la mulți ani! Și la mulți ani, Nucu Antohi, manager Academiei Poli Iași. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Bun, pentru că este timpul destul de scurt și sunt destule întrebări trimise și de suporteri pe pagina de Facebook a Top Sportului, de obicei în presă sunt câteva întrebări ajutătoare așa până ajungi la miezul problemei. Acum, Adi, ce să fac? Timpul este scurt, încep direct cu problema, da? Problema datoriilor. Cât la cât se ridică datoriile clubului, pentru că s-au scris atâtea rânduri, s-a discutat mult și dacă aveți un plan pentru redresarea acestor datorii. Am văzut și un interviu acordat lui Dragoș Gașpar, am văzut acolo 1.000.000 de euro, noi știam de 1.500.000, deci care ar fi? Da, specific de la bun început, faptul că datoriile sunt la jumătate față de cum am preluat clubul. Am preluat clubul cu foarte mari datorii, am reușit printr-un parcurs bun al echipei, printr-un management bun al echipei, să economisim bani, am intrat în play-off-ul competiției și am vândut un jucător, Ceaca. Asta a fost în primul an, ceea ce ne-a dus, dacă ar fi așa, venituri, cheltuieli în anul în care eu am luat clubul, am ieșit un profit de câteva sute de mii de euro. Unde s-au dus banii? În datoriile pe care le-am acumulat. A venit era Sabo, care la fel ne-a costat în jur de 500 de mii tot ce s-a întâmplat cu salarii, cu chirii, cu ce au cheltuit ei din club. Iarăși ne-au dus într-o gaură. În anul 2018, în era Sabo, clubul a încasat 15 milioane de lei, a cheltuit cu era Sabo 17 milioane, iarăși 2 milioane deficit. Am preluat clubul în 2019, și l-am făcut din nou profitabil de la 15.300.000 de lei încasări, am reușit să facem cheltuieli de 11 milioane, iarăși 4 milioane de lei s-au dus în găurile negre pe care le-am tot avut. Acum, din punct de vedere al situației clubului, noi avem așa aproximativ o cheltuială de câteva sute de mii de euro pe lună. Datoria asta de 1.500.000 care tot se vorbește este de fapt o datorie care are de-a face și cu cheltuielile curente. Pentru că, de exemplu, în decembrie, dacă am avut 1.000.000 de euro datorii, în ianuarie am 1.300.000, pentru că sunt 300.000 cheltuieli curente care înseamnă datorii la stat, salarii și așa mai departe. Deci, eu aș putea să spun ferm, datoriile clubului în acest moment sunt aproape la jumătate față de cum am preluat clubul. Adică la 1.000.000 de euro, nu? Asta este suficient ceea ce am spus, pentru că este foarte important și sunt datorii, cele mai mari datorii sunt la stat, pentru că așa am preluat clubul, cu mari datorii la stat, cu TVA care n-a fost plătit, am reușit o reeșalonare. Practic, noi de fapt în septembrie 2019 am reușit un lucru pe care clubul nu l-a avut de foarte multă vreme și anume să ieșim de sub monitorizarea Federației Române de Fotbal pentru licențiere. Am trecut de această monitorizare, nu am fost depunctați, am reușit să vindem câțiva jucători, de fapt am vândut jucători de peste 1.000.000 de euro în condițiile în care foștii președinți, fostul președinte n-a reușit decât pe crețul să-l vândă cu 100.000. Eu cred că am făcut o afacere bună pentru că uitați-vă cum este piața transferurilor. Miron de la Botoșani pleacă gratis la FCSB. Nistor, o emblemă a clubului Dinamo, pleacă cu 250.000 de euro la Craiova. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că da, poate
am fi așteptat mai mulți bani să vină prin transferuri, dar să nu uităm că avem și cotă parte din viitoarele transferuri, care la fel s-ar putea să ne ajute atunci când jucătorii respectivi vor confirma și vor pleca mai departe. Bun, din totalul datorilor, cât ar fi la stat? Mai mult de jumătate. Știu că la un moment dat tăvălugul ăsta de datorii se tot duce, se pun penalități. Când amortizați aceste datorii și care ar fi planul pentru amortizarea? Nu este cazul de penalități. Repet, aceste datorii mari pe care le avem la stat, preluate, am reușit să facem eșalonare și noi, dacă ne achităm datoria lunară, e ca o rată pe care o plătești lunar, în decurs de un an și ceva, poți să închizi datoria. Condiția să plătești lunar datoria respectivă. Când vom face lucrul ăsta, când vom ajunge pe zero, este și datoria noastră, putem ajunge pe zero în câteva situații. Dacă reușim să aducem lângă noi un investitor, dar în condițiile actuale am vorbit cu doi investitori, unul din America, unul din Germania, și s-au speriat efectiv de mizeria care a apărut în presă, chiar vis-a-vis de persoana mea. Eu cred că s-a ajuns prea departe. Până la urmă, ce este fotbalul? Este un sport, este ceva care trebuie să ne recreeze, trebuie să ne aducă bucurie. Nu trebuie să ajungem în atacuri la persoană. Am văzut imagini cu capul meu tăiat și cu pistolul la tâmplă. Dar ce înseamnă asta? Deci, astfel de persoane care își permit astfel de lucruri să știe că vor fi date în judecat. Eu nu permit așa ceva. Asta deja, l-am văzut. Unde? Pe Facebook? Unde? Mi s-a comunicat, da. Mi s-a comunicat și am luat deja legătura cu avocații mei și voi face tot ce ține și față de cei care mint cu nerușinare în presă și față de cei care își permit atacuri la persoană, nu accept așa ceva. Până la urmă am venit în clubul ăsta cu bună credință, slujesc clubul ăsta din 1975, de când am fost prima dată legitimat la Politehnica Iași, am 10 de meciuri jucate, bune, rele, slab, bun, am jucat aici la Politehnica Iași. Am adus clubul meu personal, în care am investit foarte mulți bani, în 2010, ca fotbalul ieșean să nu dispară și dintr-o dată sunt oaia neagră. Nu, eu nu vreau așa ceva. Am zis întotdeauna, sunt gata să fac pasul lateral. Dacă va veni cineva cu bani, dacă va veni cineva care să poată să ajute clubul ăsta. De aceea, cred că un investitor ne-ar scoate din situația asta. Doi, de-aia l-am adus pe Nucu în club, pentru că am încredere în el, știu valoarea lui, știu ce a lucrat în Statele Unite, pentru că și eu de 20 de ani merg în Statele Unite și știu cum este dezvoltat fotbalul acolo și pe ce principii se pune și vrem să facem o academie puternică, să creștem jucători, să-i vindem, de ce nu, și să ne autofinanțăm. Este al doilea mod prin care putem ieși din datorii. Și nu în ultimul rând, având un scouting bun, l-am adus pe Toni Heleșteanu, tocmai în ideea asta, având un scouting bun, așa cum a fost la Botoșani, să putem să avem și rezultate bune și nu în ultimul rând să vindem jucători, să ne autosusținem. Ăsta este planul pe scurt a ieșirii din datorii. Bun, înainte să-l întreb și pe Nucu despre Academie, aș vrea să te mai întreb de ce crezi că este și de unde s-a pornit această campanie de cererea demisiei tale. Am văzut și pe Facebook, am văzut și pe petiții online, au scris și suporterii pe pagina pe Top Sport. Printre întrebări erau când îți prezinți demisia și... Da. Hai să lămurim și aspectul ăsta. Când am preluat clubul ca președinte executiv, pentru că sunt membru fondator și acest lucru nu mă poate scoate nimeni. Sunt pe viață. Vrând nevrând, asta este. Sunt membru fondator, voi rămâne membru fondator toată viața. Când am preluat clubul, a fost ideea să-l preiau și în același timp să fie o perioadă de tranziție. Dacă reușim să aducem un investitor, pentru că eu cred că acest club nu trebuie să fie susținut de primărie, trebuie să fie un club particular, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în Liga 1. Primele 6 echipe sunt susținute de primărie sau au investitori particulari? Au investitori. Eu asta cred că trebuie să se întâmple. Primăria poate să susțină clubul, da, este un partener de nădejde și poate să susțină academia, copiii și juniori, non-amatori, sunt cei care nu sunt profesioniști. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu s-a înțeles foarte bine situația mea aici la club. Doi, sunt unii care au interese meschine. De exemplu, am auzit că acest individ care a făcut petiția, și nu vreau să-i pronunț numele, un om care a fost în club, pe care l-am adus în club, care m-a ajutat, care am avut o relație foarte bună și mai ales că s-a născut demis de la sine,
Mai mult, lumea nu știe. Eu afirm cu tărie, eu sunt crescut într-o biserică evanghelică și el este crescut în aceeași biserică evanghelică. Deci este un Iuda, un trădător pentru mine. De ce? Am înțeles că vrea să candideze la un post de consilier în primărie. Nu mă interesează acest lucru. Oricine ar fi în primărie, echipa de fotbal este a Iașului și este a Ieșenilor. Asta trebuie să înțeleagă acest om. Deci sunt interese meschine. Unii au intrat în campanie electorală, alții poate n-au înțeles și alții poate, pe bună dreptate, au văzut că sunt alții cu posibilități mai mari, poate să facă mult mai multe lucruri decât am făcut eu. Da, mă înclin. Dacă vine cineva care poate să facă cu nimic, din nimic, ceea ce am reușit noi, să scăpăm clubul din faliment, pentru că în septembrie eram depunctat, eram în cap dacă nu vindeam acei 3 jucători, am zis și repet, oricând fac pasul lateral, să vină, îl invit public, pe Ovidiu Minea, care este unul din cei mai mari contestatari, să vină președintele clubului, pentru că am înțeles că își dorește lucrul ăsta. Da, să vină, să facă el mai multe lucruri decât am făcut eu, pentru că el se pare că le știe pe toate. Vino Ovidiu, sunt deschis, ai tot sprijinul meu. Dacă poți să realizezi mai mult decât am realizat eu, fă. Dar hai să nu vorbim doar ca să ne aflăm în vorbă. Bun. Nucu, pentru că sunt întrebări și din partea suporterului legate de echipa a doua. Înainte să te întreb de Academie, să te întreb de echipa a doua. Știu că era un proiect a tău de suflet. Anul trecut nu s-a putut. Anul ăsta, cum va fi? Da, în condițiile în care erau bani pentru echipa a doua, se putea. Că depunem proiectul la primărie și era o posibilitate a primăriei de a finanța doar echipa a doua, pentru că știi că erau discuțiile despre imposibilitatea de a finanța prima echipă. La nivel de academie, noi acum suntem în faza de recâștigare a încrederii în centrul de copii juniori. Pentru că este o lipsă de încredere, sunt foarte mulți părinți, oameni care nu mai au încredere și la asta lucrăm. Avem obiective doar de instruire, și anume să pregătim un număr de jucători. Avem cam 3-4 jucători pe fiecare grupă. În total la 6 grupe, vreo 18 jucători care îi monitorizăm. Sperăm să progreseze geometric, nu aritmetic, și să-i vedem cât mai repede aproape de echipa mare. Când vor face ei pasul la echipa mare, și asta este o chestiune care nu depinde numai de noi. Știi bine că vin antrenori profesioniști care mai cer jucători cu experiență, mai ales în condițiile în care vrei să joci pe prima scenă a fotbalului și obiectivele enumerate de Adi sunt foarte clare. Clasarea în primele 7-8 echipe în viitor. Aici e cel mai delicat, să-i vedem pe ei noștri acolo. Una peste alta am reușit anul acesta, cum a spus și Adi, să vindem. Să vinzi din propria pepinieră jucători de 300.000 de euro, am făcut un pas înainte. Apropo de detractorii care spun că nu se întâmplă nimic, ia că au venit primii bani din proprii juniori, jucători. Mergem mai departe, ne dorim și un obiectiv de performanță, să fim cu o echipă cât mai bine clasată, aproape de FCSB și viitorul Dinamo și Chicereda, dar ne trebuie infrastructură. Nu e momentul și nici... Erau unii care vă reproșau că nu știu ce puș de la Ruginoasa a semnat cu viitorul și nu va veni. Și pentru mine asta este o pierdere, pentru că în trecut se pare că echipa a fost crescută într-un anumit mod. Eu mi-aduc aminte în trecut când foarte multe cluburi private mici erau dușmani. Ei luau ca Politehnica ca pe o adversară. N-au vrut niciodată colaborare. Era normal să vină antrenorii mai aproape de Politehnica Iași. Dar suntem o țară liberă și noi putem obliga. Observ că există genul ăsta de contradicții și de competiție incorrectă într-un același județ. Deci noi s-ar putea să avem relații mai prietenoase cu alte cluburi decât avem cu cei din jurul nostru. Și într-adevăr, copilul acela era foarte bun, drept dovadă a luat selecțiile la viitorul, dar nu putem face nimic până la vârsta de 16 ani, când părinții hotărăsc absolut tot, dacă nu i-am oferit un contract. Am înțeles.
Adi, revin la tine. Întrebări scurte, așa, și cu răspunsuri fulger, te rog. Roni Ronaldo scrie: pe ce considerente s-a renunțat la Bădic, Devesa, Carlone, Bălan? Asta cred că cel mai bine și sunt, și sunt mai mulți. Sunt, da. Cât sunt? 11 de toți, nu? Sau câți erau? Probabil 10-11 jucători. Situația lor a fost analizată de fostul antrenor Mihai Teja. Actualul antrenor Mircea Rednic a discutat cu Mihai Teja vis-a-vis de jucătorii respectivi. Și deci practic Rednic n-a mai analizat, a mers pe mâna lui Teja, nu? Exact, și a directorului de scouting, care și-a asumat și și-a asumat în continuare transferurile jucătorilor. Împreună au decis lucrul ăsta și vreau să clarific și acest aspect, și anume Toni Heleșteanu, care este director de scouting, selecționează jucătorii de profilul pe care antrenorul îl cere, în momentul în care din punct de vedere sportiv ajung să fie acceptați de antrenor, atunci intervin eu din punct de vedere financiar. Deci asta este modalitatea prin care se transferă jucători și la fel invers, în sens invers. Dacă antrenorul consideră că nu are nevoie de un jucător, atunci vorbește cu directorul de scouting, după aia vine la mine și împreună găsim soluțiile vis-a-vis de jucătorul respectiv. Am înțeles. Rog colegii să dea și imaginile cu antrenamentul, cu Rednic. O altă întrebare foarte scurt, te rog un răspuns. Flores este liber de contract, sunt șanse să-l aduceți înapoi? Am vorbit cu Mircea Rednic despre el, ne gândim. Câți bani trebuie pentru licență? E întrebarea telespectatorului. Nu, deci, repet, noi în momentul acesta avem fără niciun fel de probleme rezolvată situația financiară care prevede să putem lua licențierea. Deci nu sunt probleme. Tot Roni Ronaldo dă și o sugestie, o ședință între membrii primăriei, comitetului director, staff-ul tehnic, suporter, pentru a se evita speculațiile, dacă da, aveți în plan. Niciun fel de problemă. Deci dacă vrea cineva să organizeze o astfel de întâlnire, am fost de fiecare dată când suporterii m-au chemat, am fost ultima dată cu Mihai Teja, chiar cu Nucu și cu Toni Heleșteanu. Chiar dacă au fost păreri diferite, eu zic că a fost o întâlnire benefică. Daniel Leonidas, este Poli în pericol de faliment? Da și nu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă continuăm să alungăm sponsorii, dacă continuăm să alungăm posibili investitori și vom crea această agitație inutilă din punctul meu de vedere în jurul echipei, nu vor veni nici rezultate, neavând nici rezultate, atunci nici sponsor, nici investitor și așa mai departe. Toate se leagă într-un cerc vicios. Eu nu știu, părerea mea este dulcele stil al Iașului, ca să zic așa, ce se întâmplă acum, se întâmplă de ani de zile. Nu reușim să depășim pragul performanței, așa. Da, indiferent. Unde e normal așa ceva? Că ești tu președinte, sau că e Prune, sau că e X, sau că e Y, e aceea situație. Dar nu poți lucra în felul ăsta, Cezar. Cezar, în felul ăsta nu poți lucra. Noi avem, uite cum spuneam de neamțul ăsta. Am fost la el, îți arăt contractul, că nu mă feresc. Băgau o sumă considerentă de bani. Omul a făcut pas în spate, eu zis, dacă tu ai probleme, înseamnă că o să am și eu. Fără tine eu nu vin. Punct. Ce vrei mai mult de atât? Da. Asta este o situație. Eu cred completă. că o mare parte din vinul are și primarul. Aici ar trebui să stea în banca lui, indiferent că a fost Gheorghe Nichita, că e Mihai Chirica, poate va fi altul, poate rămâne tot Mihai Chirica, adică rolul primarului ar trebui să fie strict decorativ, dacă ar trebui să facem și noi pasul, cum ar fi normal, spre un club privat de fotbal. Bun, acum, din alt punct de vedere, este un reprezentant al Iașului, al Ieșenilor, și echipa este da. A Iașului, a Ieșenilor. Normal, da. Eu cred că și el își dorește foarte mult să ne privatizăm, că ar lua ar scăpa și el, exact de niște obligații, că are multe lucruri în Iași de rezolvat și cred că el e primul. Sunt anumite se rămâne doar cu infrastructura. Sunt anumite interviuri care dau așa, toarnă gaz pe foc, cum a fost și acel interviu în care se gândea că schimbă președintele, îl critica și pe Toni, Heleșteanu, sunt momente, adică când ar trebui să fie mai cumpătat, mai reținut, cum a fost și aducerea lui Horia Sabo cu întreg staff-ul. Dar e părerea mea ca jurnalist. O altă întrebare, Daniel Leonidas. Ce rol are primarul la Poli?
Da, vreau să clarific acest aspect. Domnul primar este unul dintre susținătorii clubului. Este primarul orașului Iași, a municipiului Iași, din punctul meu de vedere al doilea oraș din țară, ca număr de locuitori. Vrea, cum spunea și Nucu, ca această echipă să funcționeze. În momentul în care vede că nu funcționează anumite lucruri, are dreptul, pentru că este un partener direct. Pune la dispoziție stadionul, finanțează centrul de copii juniori. Din punctul meu de vedere, are un rol. Nu putem spune că nu are un rol. Poate să facă schimbări, modificări în statut, în Consiliul Director? Nu. Clubul ăsta este format din adunarea generală a membrilor fondatori care deleagă un Consiliu Director. Consiliul Director alege un președinte executiv care se ocupă de tot ce înseamnă activitatea clubului. Asta este organizarea clubului. Este un club privat. Da. Luăm o pauză de publicitate, după care continuăm.